Bună seara din nou, din nou, din nou cu Bună Jupiter! Seara. Tot aici este Jupiter alături de noi. Sunt alături de prietena mea, Valentina Pavel. Am făcut o filmare foarte, foarte drăguță, ne-a plăcut foarte mult și mi-a stârnit... Se pare că și vouă. Mi-a stârnit curiozitatea. Valentina este blogger la Omul pe drum, un blog pe care eu îl urmăresc. Sunt acolo tot timpul, cu urechile și cu ochii deschiși. De asemenea, este consilier de dezvoltare personală, lucrează cu energiile de peste 10 ani în zona șamanismului. Da? Și a călătorit foarte mult și vorbind despre Jupiter, vorbind despre Jupiter, el este marele călător al zodiacului și vreau să continuăm această filmare, fiindcă Valentina, eu sunt foarte curioasă, Valentina, și sunt sigură că și voi sunteți foarte curioși, Valentina, să intrăm mai în adânc, ce am vorbit data trecută. Exact, și să ne spună din experiențele ei personale. Practic, o primă întrebare pe care aș vrea să-i adresez Valentina este: când a început să călătorească, cum s-a trezit această poftă, această dorință de călătorie? Eu am început să călătoresc la modul așa cum o fac acum, adică în țări îndepărtate, prin Africa, prin America de Sud. Întâmplător sau nu, dar totul, noi știm totul că e întâmplător, da, noi știm așa. Că întâmplător okay. Nu e întâmplător. Da. Abia când m-am apucat de dezvoltare personală și de lucru cu mine. Până atunci am călătorit și eu așa, strângeam bani pe bani, o dată pe an, Paris, în Purceluș. În Purceluș, da? Și mă duceam o dată pe an, Roma. Roma, Paris, n-am fost foarte mult. La Londra, am înțeles că n-ai fost. N-am fost. Prin 2012, când m-am apucat de... cred că în 2012 m-am apucat de șamanism. Mai încercasem Reiki și așa, lejer înainte. În clipa în care m-am apucat să lucrez cu mine, mi s-au deschis alte oportunități. Sigur că în clipa aia mi se mai deschiseseră și înainte, numai pentru că eu spuneam că mie nu mi se întâmplă asta și atunci le-am lăsat să treacă neobservate. Numai că atunci m-am și prins, am început să devin conștientă și am profitat de niște oportunități. Și de atunci... Deci, practic 2012. 2012. Am și de atunci, deci dacă până atunci călătorisem, nu mai știu, în 7-8 țări și pe aici prin Europa, din 2012 până acum s-a făcut restul până pe la 45. Da, atunci, dacă mi-aduc eu bine aminte, cred că Saturn era în balanță și cred că toate aceste călătorii inițiatice ale tale au foarte mult legătura cu relaționarea de toate. Probabil. De toate și eu călările. Leg de Jupiterul în vindecare, exact, în casa 6. Exact, deci exact. La mine clar s-a legat de vindecare. Am înțeles. Apropo de vindecare, care au fost țările care te-au impactat cel mai mult din punct de vedere energetic, care au pus acea amprentă specială? Culmea este că țările care m-au impactat și care mi-au schimbat viața, locurile care mi-au schimbat viața, nu sunt neapărat locurile cele mai frumoase. Pentru că dacă mă întreb care au fost din punct de vedere energetic sau care mi-au plăcut cel mai mult, sau ca peisaj sau cu oameni, nu e același lucru. Deci nu au legătură una cu alta. Nu, okay. Nu neapărat. Păi să le luăm așa, țările cele mai tari, ca să zic așa, din punct de vedere energetic, pentru mine au să fost... Să facem un clasament. De clasament, sigur, așa cum le-am simțit și le-am trăit eu, acum pentru fiecare clasamentul poate să arate altfel. Peru, Uzbekistanul, Georgia și Guatemala. Ok, da. Niște destinații interesante, sper să ajung și eu să merg odată cu tine într-un, da, cel puțin într-una din și destinații. Eu. Ne-am pus intenția pe acest Jupiter în săgetător și să sperăm că o să iasă. Da. Da. Hai să vedem cum ai ales aceste țări, sau cum te-au ales aceste țări pe tine. Cred că ele m-au ales pe mine. Okay. Deci eu nu mi-aleg, exact cum ziceam și în filmarea trecută, niciodată nu am învățat, de fapt, să nu mai mi-aleg pe unde am promoție, unde mi se pare mie că e cool, unde e trend, niciodată. Și dacă mă gândesc, toate destinațiile astea au venit peste mine, de exemplu Uzbekistanul. Habar nu aveam ce e acolo de văzut. Nu sunt genul care să stau să citesc non-stop despre anumite destinații. Acum 2 ani, agenția cu care lucrez de obicei mi-a spus că are o destinație nouă. Mm-hmm. În urma unui târg de turism avem o destinație nouă. Între care? Uzbekistanul. În secunda 2 am zis că eu vreau să merg. Habar n-avem ce de văzut acolo. Ai simțit, deci a ieșit răspunsul înainte să-l gândesc.
M-am dus și a fost o experiență, fără să intru în lucruri foarte personale, a fost singurul loc și singura dată în viața mea când eu am experimentat o vindecare spontană. Nu era o boală foarte grea, dar a fost o vindecare spontană, verificabilă cu ecografii. Deci, clar, ecografie făcută cu 2 zile înainte și 1 zi când m-am întors. Este o țară fascinantă, am văzut și eu postările E, tale de pe blog, din punct de vedere energetic, imaginile, e. zona aceasta de mix, Și o energie feminină exact acolo. partea aceasta, zona, un mix între partea europeană, zona Da, arabă, drumul mătăsii. civilizațiile, drumul Drumul mătăsii. mătăsii, deci este fascinant, Apoi, când într-adevăr. eram în Uzbekistan, clar am știut că vreau să merg în Georgia. La fel, nu știam foarte clar nici unde este pe hartă și știu că după Uzbekistan am fost cu voi, în Da, Capadocia. exact. Și acolo ai primit Și da. mesajul. Și țin minte când eram noi la cafene și am zis clar că vreau în Georgia. Mi-a apucat să pe mine așa, Georgia, habar n-aveam ce zboruri sunt, cum, unde, ce-i de văzut. E, fix după câteva zile după ce m-am întâlnit cu voi și am zis că vreau în Georgia și o să mă apuc eu să caut, nu știu ce circuite, a apărut pe Facebook o doamnă din lista mea, a zis plec în Georgia, am nevoie de Da, 3-4 fete care îmi vor aduc să meargă cu aminte. mine. Deci am spus da, fără să știu unde mă duc, m-am trezit și eu după 2 zile să întreb cât costă. În prima fază nu Da, m-am de gândit. fapt ai și spus, uite, mă întorc din Capadocia și parcă la o săptămână sau două ai plecat imediat Da, în Georgia. Deci a fost exact. așa. Am plecat cu încă 3 fete pe care le-am cunoscut în aeroport. Nu știam exact unde mă duc. La fel au fost niște lucruri pe care nu o să le povestesc acum, dar a fost o vindecare. Adică, clar, m-am dus cu o problemă, m-am întors fără acea problemă. Și nu întâmplător, Georgia este cunoscută. După aceea m-am prins. Așa că e cunoscută la nivel energetic. Este Juna, parcă se chema cea care Da, lucra cu da, 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 Brejnev. da, da. Dar acum m-am înțeles și eu de ce. Clarvăzătoare Clar și văzătoare. vindecătoare. Exact. În Guatemala am ajuns văzând o imagine. Am văzut templul numărul 5 de la Tikal și am știut că vreau acolo. Și am ajuns acolo și este fain așa că Guatemala s-a legat și de demisia mea din bancă. Ah, ok. Deci a Pentru că, produs și da, a alte trebuit să-mi dau efecte. demisia, pentru că dacă nu dădeam demisia, nu se mai legau lucrurile, mă rog, Da, ca la da, multinațională. Ne așa, certam cu așa. șefii și aveam niște probleme și faptul că eu trebuia să mi-am numărat zilele și eu dacă aș fi stat și nu aș fi dat demisia în ziua aceea, nu eram sigură dacă îmi dă concediu. Și am zis, ok, eu vreau în Guatemala, am dat demisia. Și așa am Super. ieșit-o din sistemul bancar și am rămas în zona de energie și dezvoltare personală. Iar apoi Peru, Este perla coroanei, da? de Ca să o perla spunem coroanei, așa ceva. da. Eu, de fapt, așa ne-am cunoscut, ții minte, am luat legătura cu Valeriu Pănoiu, mentorul meu, și l-am rugat, aveam nevoie de o persoană pe zona aceasta de vindecare și a zis Valentina. Am sunat-o pe Valentina, am luat legătura cu ea, ți-aduce. Da, mă Și eu plec duc aminte. în Peru. În câteva zile am zis, bine, ne auzim, ne conectăm după. Bineînțeles că ne-am conectat după și atunci a fost fascinant acest Peru în conexiune, în prima conexiune, în primul impact pe care l-am avut cu Valentina. Peru e destinația unde am fost de 7 sau 8 ori, nici nu mai știu. Și toată lumea mă întreabă, îți place atât de mult Peru? Nu! Culmea este, îmi place mult Peru, dar nu pot să spun că îmi place mai mult decât sunt o grămadă de destinații. Mie îmi plac toate destinațiile, de fapt. Cum am ajuns eu în Peru? Prima dată am ajuns în 2012. În 2012, cu un grup de turiști, am ajuns în Peru. Acolo, ghida care ne-a întâmpinat în Cusco, se uita tot timpul la mine. La un moment dat, văzând că și eu mă uit deja, că se uita foarte mult, a venit să-mi spună că, de fapt, îmi plac ochii tăi, că ai niște ochi verzi foarte frumoși. La plecare, a venit la aeroport să-mi spună că vrea să mă îmbrățișeze, dacă îi dau voie să mă îmbrățișeze, și că, de fapt, nu era vorba de ochi, dar simte o căldură față de mine și simte că mă cunoaște ca și cum ne-am fi Ceva cunoscut de mine. Da. inexplicabil. Eu atunci am luat-o pe minte, eram foarte la început cu lucrurile astea energetice, așa. Și am zis, da, că poate că fac șamanism și sunt legată de Peru. Și am zis, da, și mama mea face șamanism. Mama mea este șaman. Ne-am despărțit la aeroport, am ținut legătura pe Facebook. Mă rog, s-au întâmplat o grămadă de lucruri în viața mea. În 2016 am ajuns acolo cu un grup de români și englezi și am stat 3 săptămâni și am lucrat cu șamani. Pentru că tot am ajuns acolo, am și sunat-o să ne întâlnim. Ne-am întâlnit în recepția hotelului unde stăteam și îmi spune la un moment dat,
Să știi că mama, fiind trecând pe aici, am vorbit cu mama, trecând pe aici, am chemat-o să vină să te cunoască, că vreau neapărat să te cunoască mama. Și cum stăteam așa în recepția hotelului, eu cu fața spre intrare, la un moment dat a intrat o doamnă. În clipa în care a intrat, m-a bușit un plâns în hohote. Ne-am îmbrățișat, nu știam cine e doamna respectivă. Și doamna cum a reacționat? La fel, ne-a apucat pe amândouă, wow, în același timp. Am plâns, cred că vreo 5 minute am plâns în hohote amândouă. Toată lumea se uita în recepția hotelului. Da. N-a mai contat nimic. Am aflat că era mama prietenei mele, Roz. Și am stat de vorbă. Vreo oră m-a ținut în brațe, deja mă simțeam prost. La un moment dat, că am zis, aoleu, e fiica ei de... Și ea mă ținea mai pe mine și mi-a povestit despre mine. În ce poziție dorm, cum îmi pun eu flori în cap. Eu eram sigur îmbrăcată de perul de munte, da? Cum îmi pun flori în cap, cum îmi pun George. Mi-a povestit atâtea lucruri despre mine și am crezut că are darul clar viziunii. Și am întrebat-o, zic, dumneavoastră, vedeți? Și a zis, ce să văd? Noi că vedeți lucruri despre mine? A zis, nu, eu îți povestesc despre când erai copilul meu, în altă viață. Da. Sigur că am învățat o grămadă de lucruri de la doamna respectivă. Deci a fost o întâlnire inițiatică. Apropo de când nici cu gândul nu gândești, da, și că nu trebuie, da, să te duci în nu știu ce întâlniri și nu știu ce locuri. Dar înainte să mă duc în această excursie în Peru cu șamanii, fusesem în Bhutan. În Bhutan am urcat în regatul fericirii. Dacă puțin știu despre Bhutan, dar despre regatul fericirii, da, știu mai mult. Și acolo am urcat la Tiger Nest, la locul unde locul lor sacru, de acolo s-a răspândit budism în Bhutan. Și urcând eu pe un traseu de munte de 6-7 ore, mi-am fisurat, rupt, nici acum nu știu, meniscul. Mă rog, au fost 10 zile în care am luat cu piciorul atât, adică nu puteam să-mi trag pantalonii pe mine decât de umflat era piciorul. Am ajuns în România, medicul mi-a zis că în 2 zile mă operează. Eu o leșin la serinci și l-a luat sânge, deci de opera nu se punea problema. Am mai stat eu câteva luni, m-am dus la alt medic, că trebuie să unul de menisc, unul de cartilaj, deci habar nu era foarte clar. Și eu sunt atât de disperată și de fricoasă când e vorba de medici, încât într-o noapte, când mă stăteam eu și mă gândeam, mă operez, nu operez, ce să fac, pentru că mai mult de jumătate de oră nu puteam să merg fără să mi se umple genunchiul, am visat că trebuie să mă duc în Peru. Să mă vindec la nu știu ce vindecător cu plante. E cât de disperat trebuie să fii ca să chiar să te duci. M-am luat bilet, am dus în Peru. Nu mă miră. Da, eu sunt abordarea ta. Ne-am luat bilet, imediat am plecat și am gata. Am dus în Peru și 3 zile la hotel, atât. Că zic, nu știu unde găsesc eu acel vindecător, în ce pădure. Că în capul meu era în pădure. După 3 zile, bineînțeles că n-am găsit nimic. Șamanii cu care lucram, care nu sunt pe plante, am întrebat, dar unde găsiți vindecătorul? Nu avem de unde să luăm, nu știm pe nimeni. După 3 zile am făcut check-out la hotel și eram cu valiza pe trotuar. Și i-am spus eu șamanului, hai să mergem la tine acolo, o localitate, măcar era hotelul mai ieftin. Dus acolo, zic, ce să fac, toți sunt aici, avem 10 zile pe bilet, hai să facem o sesiune șamanică. Am făcut o sesiune șamanică, așa, pe cum lucrăm noi. După sesiune mi-a zis, acum știu unde să mergem. Mi-a venit mesajul. Wow. I-a venit lui mesajul. I-a venit lui mesajul, știu unde să te duc. Ei, și de aici, apropo de cum am ajuns eu de 7 ori în Peru, și de aici am fost de 2 sau de 3 ori, nici nu mai știu, câte 3 săptămâni și am stat la tratament cu plante. Deci, nu este vorba că eu am vrut să mă duc de atâtea ori. Când am avut de operație, eu mă duc oriunde, la capătul lumii. M-a forțat, practic, să ajung acolo și am învățat să lucrez cu plantele în alt mod și m-a dus într-o grămadă de alte... De alte inițieri. Și am fost și eu curioasă să aflu de ce, Doamne iartă-mă, mă tot împinge destinul în Peru. Că nu e neapărat ca și... La un moment dat mă simțeam frustrată, dar mai vreau și eu să mai văd alte țări. Și în altă parte, da. Și m-am dus la Valeriu Pănoiu. Prietenul nostru comun, pe care îl salutăm cu această ocazie. Valeriu, ce mi se întâmplă? Ce caut eu în Peru? Nu știam că se poate, nu știu, tu știi, calcula sau cum se poate. Bun, și ce influență, ce influență din vedere astrală. Și atunci Valeriu m-a spus, pentru că Peru este punctul tău de maximă putere. Acolo este potențialul maxim de putere. Dar aici poate explici tu mai mult cum e, că chiar nu
Nu știu să explic lucrurile astea. Am înțeles. Da, deci aici e foarte interesant. Acum două lucruri. O să revenim și la partea aceasta, fiindcă eu am învățat de la Valeriu, am învățat această zonă de astrocartografie, de relocare, poate sunt niște termeni mai tehnici, dar o să punctez foarte, foarte pe scurt, fiindcă nu avem acum timpul. Dar ce mi-a venit vorbind tu acum despre genunchi și despre această călătorie, mi-a venit o amintire foarte interesantă. Acum un an, parcă timpul, nu știu, trece așa de repede timpul, da? Am fost cu fiul meu, la fel, într-o călătorie aici, mai aproape, în Israel. Într-o călătorie prin biserică și a fost călătoria începută chiar la luna nouă Rac. Adică o conexiune foarte puternică cu familia, cu strămoșii. Și în acea călătorie, de fapt, începuse și mie să mi se umfle genunchiul. Și m-am trăit efectiv 7 zile cât am stat în Israel. Am avut niște dureri, nu pot să vă spun, acum mi-a venit stând de vorbă și rememorând. Deci au fost niște dureri care aveam așa un genunchi, nu pot să vă spun. Deci durerile erau insuportabile, dar în același timp n-aveam ce face, fiindcă știți cum în Israel, dacă sigur ați mai fost în pelerinaj, trebuie să te miști dintr-o parte în alta, să vizitezi foarte, foarte multe locuri. Am ajuns în România, stăteam, țin minte, m-am întors la Constanța, stăteam așa cu genunchiul, cu gheață pe el, pus așa sus, într-o parte, că nu puteam nici să mă mișc. Și după aceea am ajuns, trebuia să plec la Oxford, la Summer School, am fost și eu la un medic, la primul medic mai să mă operez, am zis nu mă operez, în niciun caz nu mă operez. Și am fost la un alt medic, mi-a dat o pastiluță și mi-a zis, vedeți că un unguent și până la urmă așa instantaneu, ca printr-o minune, mi-a trecut și nu am mai avut probleme. Deci se pare că dacă stăm așa bine, poate ne prezentați și voi inputurile voastre și dacă ați mai avut astfel de experiențe, se pare că totuși genunchiul, da, are o conexiune cu aceste călătorii, nu știu, poate... Genunchiul, colana, pe fiecare ce apucă, da. Și referitor la ce ai spus, apropo de astrocartografie, practic, noi există niște programe, da, prin care putem să stabilim, să vedem care este acel potențial al nostru la nivel planetar, adică harta noastră natală, da? Care sunt punctele acestea, este vorba de zonele acestea unghiulare, este vorba de ascendent, descendent, mijlocul cerului, fundul cerului, cum sunt ele aspectate și care sunt într-adevăr aceste zone de putere, zone de forță în diferite zone de pe glob. De asemenea, proiectând harta noastră, da, pe diferite zone și alegând aceste zone, vedem că într-o anumită zonă avem o influență foarte puternic saturniană. Deci este o zonă în care suntem mai limitați, suntem forțați să ne organizăm, să fim în anumite limite. Exact. Este o anumită zonă în care avem pe Pluto acolo. Vă dați seama? Transformare, moarte și renaștere. Deci este o atmosferă plutoniană, este o atmosferă destul de greu de dus. Sau poate să fie o zonă unde avem amprenta lui Venus. O atmosferă venusiană, o atmosferă de iubire în care putem să câștigăm bani, putem să ne îndrăgostim, da? Sau zone în care îl avem pe Chiron, în care putem să ne vindecăm. Deci, exact. Astrologia vă poate oferi și răspunsuri prin această metodă a astrocartografiei de a vedea efectiv pe glob unde putem să ne simțim mai bine și unde rezonăm, unde nu rezonăm și poate, utilizând această metodă, să vedeți de ce v-ați simțit mai bine într-un loc sau v-ați simțit mai... Să știi că eu recomand să te duci după. Ca să nu pui din capul tău, asta știi? Asta este clar. Dar cei care ați călătorit, dacă sunteți curioși, exact, putem să ne uităm și putem să aflăm aceste informații care vin să completeze puzzle-ul din viața noastră. Asta este încă un răspuns de ce să călătorim, pentru a activăm niște potențiale. Exact. Da? Dar poate chiar avem nevoie. Poate chiar avem nevoie de o transformare. Activăm niște lucruri care poate rămân latente aici. Exact. Da? Exact cum mi-a spus mie atunci Valeriu, că mi-am activat puterea și aici în România, de exemplu, am loc unde pot să vindec, e clar de ce și genunchiul ăla m-a trimis de 3 ore acolo, că nu m-aș fi dus, n-aș fi ținut-o. Exact. Pentru că eu am fost
își dă de 5 ori în 2 ani. Mm-hmm. Deci a fost ceva foarte intens. Și important pentru tine. Ceva ce clar pe minte nu aș fi făcut. Da. Da? M-a obligat să mă duc. Da, da, da. Și ce ar mai fi foarte interesant tot așa, în afară de astrocartografia, este și acea hartă relocată, este acea hartă nouă, pornind de la data nașterii, ca și cum ne-am fi născut în altă zonă, mai ales sunt foarte mulți români care sunt plecați în toată lumea, avem peste, nu știu, 2 milioane, 3 milioane de români plecați și ar fi foarte interesant să vadă, mutându-se, relocându-se, relocarea aceasta înseamnă o perioadă mai lungă de timp, de cel puțin un an să stai într-o anumită zonă, să schimbi vibrația din acea zonă și să vezi ce anume, cum vibrezi cu acea energie, ce schimbări a produs acea mutare în altă țară. Și este și această experiență interesantă. De asemenea, mai este și acea hartă a revoluției solare, da? Am mai stat de vorbă că tu ai avut recent revoluția solară. Adică a fost ziua mea, vreau să exact, exact. De fapt, când este ziua noastră, începe un nou an. Pentru noi nu începe de Revelion. De Revelion este la nivel, la nivelul nostru al țării. Și acea revoluție, acea hartă a revoluției solare este o hartă interesantă, fiindcă ne mai oferă informații în funcție de locul în care suntem, fiindcă putem să ne relocăm de ziua noastră, ne oferă informații despre energia următorului an. Eu în fiecare an îmi fac această hartă a revoluției solare, nu mi-o fac eu singură, mă duc la maestrul meu, mă duc la Valeriu, da, și stăm de vorbă o oră și discutăm și să știți că tot ceea ce am discutat și tot ceea ce eu m-am relocat în acest an, m-am mutat din punct de vedere astrologic, m-am mutat de ce? Fiindcă am vrut să-mi schimb luna care era în casa 8-a și nu-mi plăcea mie foarte, foarte mult și într-adevăr toată această mutare a contribuit, mi-a oferit o nouă energie și pot să spun că în proporție, deci mai am niște lucruri, câteva lucruri restante pe care trebuie să le fac, dar în proporție de 90% această hartă s-a validat. Dar despre aceste lucruri putem, dacă vă interesează, să vorbim în următoarele filmări. Mulțumesc, Valentina, pentru lucrurile speciale pe care ni le-ai împărtășit. Dacă vă mai interesează alte lucruri legate de călătorii, dacă aveți întrebări, vă așteptăm pe canalul meu de YouTube, vă așteptăm comentariile, întrebările și putem să revenim punctual și cu alte filmări. Până atunci, noi ne revedem pe pagina mea de internet, lumistarlight.com, pe pagina mea de Facebook, Lumistarlight Astrology și aici pe canalul de YouTube, unde sunt alături de voi cu ultimele noutăți și cu etalări. Se apropie sfârșitul anului și vom avea foarte, foarte mult de lucru. Toate cele bune și vă doresc să aveți multe călătorii. Multe călătorii, toate cele bune. La revedere. La revedere.